Bună ziua, dragi telespectatori, și bine ne-a regăsit la emisiunea În Vizor. Am astăzi plăcerea să-l am alături de mine pe Nicu Ababei, polițist, organizator de evenimente, instructor de arte marțiale și cred că mi-ar lua jumătate de emisiune să continui cu șirul pregătirilor. Bună Bună ziua, ziua! bine v-am găsit. Bine ne-am regăsit Da. și Nicu Ababei ai în față o cupă care mi-aparține și din care am dreptul să beau doar eu, pentru că este cupa câștigată anul trecut la un concurs de paintball între redacții, da? Vorbim de Cupa Prese, Presei. ediția 1 a fost Da. anul trecut. Prima ediție, acum în weekend se va desfășura cea de-a doua echipă. Sper să îmi execut din nou toți colegii de presă. Este o distracție care a intrat oarecum recent pe Da, meleagurile da, noastre, da. da? Și care, până la urmă, spunem noi, încearcă să mai dea puțină culoare turismului și distracțiilor pe litoral. Pentru că despre asta vrem să și discutăm acum. Ok, vine românașul pe aici, turismul de weekend, își lasă banii prin mamaia asta a Da. Salvamarului, pe cluburi și pe două, trei cluburi câte să mai sunt pe acolo și printre mormane de și șantiere și mormane de gunoaie și mai departe. Bun, dar distracții ioc. Mai vedem din când în când câte un zmeu rătăcit și ăla ne uităm bine să vedem al cui este. Da. Ce alte distracții mai au? Mai am apărut câteva cluburi de scufundări. Dar nimic organizat. Nu există croaziere pe mare, da? Așa, atunci ne mai uităm prin prejur. Uite, mai putem să mai jucăm un paintball, mai organizați cursuri de supraviețuire, arte marțiale, da? Hai să o luăm prima dată cu paintball-ul. Da, deci împreună cu Iulian Nistor, noi am înființat la începutul acestui an prima asociație și din fericire și unicii suntem până acum cel puțin, prima asociație națională a jucătorilor profesioniști și sportivi de paintball din România, Dracones se numește. Noi, prin înființarea acestei asociații, am căutat să, în care el este președinte, iar eu vicepreședinte, am căutat să încercăm să reglementăm tot ce înseamnă paintball-ul în România. Paintball-ul a apărut mai ceva timp în urmă, prin 2003-2004 în România. A avut o perioadă de avânt, își Ok, e luase... profitabil paintball-ul? Și da și nu. Implică foarte multă muncă, foarte multă... Eu am fost de câteva ori la logistica e scumpă. baza voastră de prin zona industrială. Da. Mi-au plăcut scenariile pe acolo. Am Este... făcut cruciați contra musulmani, Da, s-au da. strâns tătari, am venit Diverse și noi. teme, da, Tema, da. acum am mai pregătit și debarcarea din Normandia, Exact, da? da. Asta va fi pe plajă, va fi ceva deosebit. Da, va fi aici în Tabăra Năvodari, la baza digului de sud, mai precis. Am trimis invitații inclusiv în Grecia, în Ungaria, în Bulgaria, cam peste tot prin jur pe unde se practică așa ceva. Ungurii sunt foarte bine puși la punct, iarăși ne iau crema ei, Deci din vin și unguri păcate, aici. vin și ungurii, Vreau deci și o, eu un motiv în plus vreau și eu să să ajung. vii, da? Da? Ei organizează un paintball adventure, se numește, când joci outdoor, în pădure, undeva la câteva 200-300 de jucători ajung să joace odată. Noi sperăm acum să strângem mai multe cluburi din țară, ne-au confirmat că vin Timișoara, Bucureștiul, Iașu, avem mai multe, Clujul, să sperăm că o să ne strângem mai mulți. De asemenea, am contactat o echipă, o asociație de reenactments din România, de reconstituiri militare, istorice, vreau să spun, care și-au arătat bucuroși participarea, și-au confirmat participarea, vor veni cu uniforme germane în al doilea război mondial, armament, am discutat inclusiv cu un proprietar din Constanța care are un Aoleu, dacă vă Hubblewagen. trezesc cu ăștia de pe la Elevizor pe aici, vă mai acuză de ce, ce Da. grozăvi Nu, și-au nu. făcut o modă. Istoria este istorie. Fie că vrei să o accepti sau nu, este istorie. Dacă Da. nu vezi din ea, se Ei, repetă. glumesc, de Da. multe ori aberațiile ating cote nebănuite. Da, știm destul de bine asta. Bun. Și vrem să facem un eveniment care va dura 3 zile, mai precis, cu practic cele de 3 episoade principale din debarcarea în Normandia, care a fost în 44, mai precis. Evenimentul va fi, să nu uit să precizez, pe 6 august va 6 fi și august. va ține 6, 7, 8 august. Cam câți participanți estimați că vor participa? Cel puțin 300, zicem noi, că vor să 300. vină, da. Deci va fi o nebunie. Va fi o nebunie. Primăria Năvodareșa ne-a ajutat foarte mult și ne ajută în continuare și ne sprijină prin asigurarea tot ce înseamnă logistica necesară a zonei, mai precis, cu aprobările necesare, cu să nu uităm că bilele de paintball sunt friendly environment, adică sunt coloranți alimentari și gelatină alimentară, adică poți să le mănânci. Sunt
cum să zic eu, biodegradabile. Bine, nu indica să le cauți. Da, sunt, da, corect, da. Dar vreau să zic că nu au nimic chimic în ele care să fie dăunător mediului. Și apele române chiar ne-au și confirmat acest lucru. Deci un apel, toți cei ce aveți bile, veniți la debarcarea din dacă Normandia, aici la, pe plaja din Năvodari. Da, o distracție, cam ce altceva ar mai putea să găsească turiștii ca alternativă de distracție? Da, prin zonă. Mai sunt câteva cluburi de scufundări situate prin Constanța, pe la Eforie Nord, Vama Eforie Veche. Sud, Vama Veche, da. Chiar am avut acolo plăcerea să găsesc câțiva băieți care sunt de prin... Niște prieteni comuni. Da, 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 de prin zona militară, de pe la scafandri militari, deci da, instructori foarte buni. Văd că le merge bine, să le... Da, au succes. Da, la noi în Constanța, aici mai aproape, la fel avem un prieten foarte bun, un olandez care s-a stabilit în România. În Costinești am mai văzut în Costinești, da, în Eforie Sud, la capul Turcului, mai precis. Da. Sunt locuri foarte frumoase de văzut. Aici, dacă faci în Mamaia, mare lucru nu ai ce să vezi sub apă, pentru că e un deșert subacvatic, mai precis, nu prea ai. Poate în zona, am înțeles că a fost astăvară o perioadă scurtă de timp, în zona stabilopodicilor din larg. Acolo se mai poate vedea ceva flore și faună. Am înțeles. Milbike, să nu uităm. Care? Milbike, military bike. Noi am organizat acum 2 ani și anul trecut. Ia uite câte mai aflu. Da, da. Am organizat și o să organizăm și anul acesta câteva evenimente de acest gen în care toți participanții care vor veni cu bicicletele să poarte cel puțin o piesă de vestimentație militară. De aia se și numește military bike, milbike. Se va alege un traseu, de obicei minim 10-20 de kilometri. Și se va asta se promovează, mișcare efectiv, pentru că vine turistul, vine turistul și aici. Slavă, avem atâtea zone superbe, deci, vadul... din punct de vedere turistic și istoric este o bogăție imensă și naturii mai precis. Sunt localitățile astea frumoase unde e o plăcere să și să mergi cu bicicleta pe acolo în zona vadul, vreau să spun că e o experiență foarte, foarte frumoasă și îmbinăm două lucruri odată, câștigăm sănătate și în același timp ne îmbogățim și spiritul. Da, se mai leagă și ceva prietenii, pentru că oamenii deosebiți se cam găsesc în astfel de evenimente. Da, se mai fac team building-uri. Sunt multe, multe lucruri frumoase aici. Din păcate, ce am observat, noi ne-am dus la mai multe... Ok, hai să vedem câteva șuturi în dos și la cei care ar trebui să se ocupe de turismul nostru. Exact, că văd, se bagă bani în mod tembel în tot felul de clipuri care... Nu le înțeleg sensul, sunt efectiv penibile, părerea mea, jenante, penibile și nu mă fac decât să mă gândesc că acei bani sunt aruncați pe anumite interese. Și părerea mea este împărtășită de foarte mulți români. Așa cum spuneam, există multe unități turistice, exact, dar în afară de grătare, restaurante și beach baruri, da, nu există distracții. Nu, există. Nu se gândesc la astfel de variante. Sunt câțiva șmecheri care și-au deschis anumite obiective, așa, și unde încearcă să mai magnetizeze prin alte legături turiști, da? La un biliard, la un... Activități statice, în general. Da, 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 da. Dar... iată, nu se încurajează astfel de inițiative. Până la urmă, noi constanțenii nu câștigăm nimic. Tot vedem, auzim fel de fel de sloganuri, de promisiuni, inclusiv în campania electorală, să băgăm bani în Mamaia, să nu știu, ok, câți constanțeni câștigă, câți dobrogeni, câți oameni de-ai locului câștigăm noi din acest turism? Foarte puțin, da, foarte puțin. Și v-ați dus cu Jalba, da? Ne-am dus cu, Jalba, cu propuneri, da? cu flyere, cu postere, le-am propus anumite programe. Să zicem că astăzi vremea nu e prea bună, e nourat, plouă. Deci nu poate omul să ducă să facă plajă, ce vrea el să facă, să noate. Uite, vă oferim alternativa. Veniți să jucăm paintball. Avem teren indoor, cel mai mare teren indoor din România, peste 3500 de metri pătrați într-o hală industrială. Terenul amenajat de noi, foarte, foarte, foarte variat și ai văzut și tu foarte... Bine, dăm doar un exemplu, da, ok, și... se mai pot face scufundări, să mai pot face aici plimbări să zic, cu bicicletele. Da, deci avem, organizăm mai multe. Deci la noi, la pachet, tocmai asta e și ideea. Exact. Paintball adventure. Mergem efectiv, luăm armele în mașină și bilele și mergem undeva într-o zonă și facem acolo. Acolo putem să facem nu știu, orice, să ieșim cu bicicletele, după aia să facem scufundări, exact cum ai spus. Parasailing, o grămadă de lucruri care se pot face. Din păcate, m-am întâlnit... chestia obișnuită a românului. Da, da, vă sunăm noi, vă contactăm noi. Da, vă contactăm și nimic. Și nimic. Nimic, da. Noi constanțenii rămânem doar așa cu uitatul la televizor, da, și ne vine să le dăm câte una, așa că nu auzim decât promisiuni, nu vedem decât bani luați din buzunare, nu vedem decât
viața lor paralelă cu promisiunile și cu dezastrul cu care ne confruntăm noi. Iată, un caz concret de asta l-am adus pe Nicu Ababe astăzi, un om care are inițiativă, care a strâns alături de el alți militari, alți polițiști, alți băieți cu energie, cu inițiative și cu idei frumoase și, concret, iată, nu e vorba că nu se poate, nu se vrea. De ce? Pentru că n-au pile, pentru că nu sunt într-un partid, da? Și pentru că nu fac parte dintr-o anumită mafie politică. Ăsta este adevărul. Da, în fine. Problema cea mare e că noi încercăm să atragem tineretul pe primul loc, nu numai, dar tineretul, pentru că ei reprezintă practic viitorul și să încercăm să-i scoatem din starea asta de letargie, de la calculatoare, de la Facebook, de la... Ok, totul e bun, dar să știi să le împletești. Bun, mai mult, discutăm înainte de a intra. Așa, dă-mi și mie vaza aia, că sunt mai mândru cu ea, așa? Așa, așa. Am executat mulți jurnaliști și... Sunt martor, am văzut. Da. Vorbeam la începutul emisiunii de o altă inițiativă, mai de mult am dezvoltat-o și cu George Ronce, a cunoscut telespectatorilor din emisiunea În Vizor. Da. Așa, un tip rebel călit pe șoselele Bucureștiului cu minerii. Băiatul a avut o inițiativă extraordinară, acest jurnalist. După accidentul la dezastrul de la Fukushima, da, din Japonia, au spus, noi nu avem niște gărzi civile în România. Da? Deci în cazul unui haos, da, vor ieși clanurile. Da, etnice. În cazul unui război, nu avem pregătire militară. În cazul unui cutremur, nu știm ce avem de făcut. Iată, sunt și astfel de activități care pot deveni plăcute, dar în același timp utile. Cursuri de supraviețuire în diferite situații. Exact. Că pici cu mașina în râu, că ai rămas prins de un cutremur. Așa, sunt foarte multe cadre militare care pot organiza astfel de chestii. Voi sunteți un exemplu, repet, ați început ușor-ușor cu resursele pe care le aveți, nu v-ați împrumutat, nu v-a ajutat nimeni. Da. Ați luat viața în piept și iată, a mers. Ați avut noroc. Noi am vrut să organizăm, adică am pornit efectiv așa mai timid acum vreo 2 ani de zile un proiect, se numea Școala de Supraviețuire Urbană în Vodari, în care, chiar dacă mi-am cam și venit la o emisiune două la noastră. Păi dacă nu la noi, unde? Da, exact. Și am discutat diverse exemple, pentru că am rămas surprins prin faptul că nu se mai discută în școli cum se discuta înainte, vreau să spun, vis-a-vis de oarecare idee, pentru că toți spun, românii au prins ideea aceasta că mie, nu mi se poate întâmpla mie. Dar se poate întâmpla, vedem la știrile de la ora 5 și ne sperie ce se întâmplă. Și atunci oamenii, dacă nu au măcar o idee vis-a-vis de ce așteaptă acolo, ați văzut copilul acela Vlăduț, care a fost, am dat exemplu și la emisiune trecute, s-a pierdut în pădure și s-a terminat. Nu avea nici cel mai... Au făcut cercetașii României o perioadă, a fost ceva timid, așa, au încercat ei să facă câteva lucruri, aici la Novodare avem cercetașii marini și am vrut să facem tot felul de... M-am dus pe la școală, pe la licee, am zis, haide să facem, dacă se poate, să predăm o dată pe săptămână cu câteva clase, niște cursuri de autoapărare obișnuită cu procedee simple, dar foarte eficiente, vis-a-vis de tot ce înseamnă încercări de tâlhării, de agresiuni, pentru că omul trebuie să fie pregătit. Nu... Ai învățat să tâlhărească sau? Nu, invers, vreau să spun, se apere. Deci, da. Și da, inițial s-a zis, da, facem, dar la fel facem și atât. Da, nu există prea mult entuziasm și oamenii s-au cam obișnuit să stea cu capul nisip așa, să ducă politica struțului. Da. De-aia sunt niște generații, o să discutăm acum partea a doua emisiunii și despre bacalaureat și o să vedem că la ora actuală tinerii nu prea mai manifestă interes decât față de senzațiile ieftine, facile, imediate. Ceva care nu-i provoacă. Nici eu nu sunt, doamne ferește, un sportiv. Dar este bine, iau viața în piept. O pregătire fizică, îi călește și psihic. Armata nu se mai face acum. Da, din păcate da, așa este. Înainte se făcea pe timpul meu. Vreau să spun ceva. Pentru apărarea patriei. De exemplu, Iobi, care au ajuns acum să facă anumite exerciții de algebră pe aici prin Europa. Jobicu, știi cum a ajuns la putere? Exact prin ce ați început voi, prin astfel de tabere, de distracții pentru tineri. Și au polarizat toată studențimea și toți elevii. Și iată ce a ajuns Jobbik la ora actuală, să urle din fruntea Ungariei și să spună, nu ne mai pasă Uniunea Europeană, s-ar putea să ne îndreptăm spre Rusia sau spre Turcia. Iată cum au captat o națiune întreagă, pentru că le-au schimbat optica. Bine, acum bine sau în rău, asta este partea a doua. Aici prin România, așa că am luat șuturi în dos și o vor mai lua dacă vor pomeni anumite teritorii care nu le aparțin și nici nu le vor aparține niciodată.
Da, întreabă colegii mei, sunt curioși dacă manifestă interes românii față de paintball. Există, a, de paintball, da, Ne sunt, avem multă energie de dat afară din noi. da, aici vreau să spun o chestie, sunt mulți care, copiii mai tineri, să zicem până în 14-15 ani, sunt cei pasionați, erau de Counter-Strike, de filme de acțiune, de vreau ei să devină cine, toți vreau să fie polițiștii, toți vreau să fie Este cei generația buni, exact, da, Counter-Strike. e, și vin la teren, dar nu atât de mult cât ne-am așteptat noi și cât ne-am dorit noi, adică sunt doar o mică. Am organizat tot felul de inițiative. Cei care joacă Counter-Strike, clanurile, să joace între ei prima oară, mă refer pe calculatoare, în online, să termine de jucat și echipa care câștigă, cele două echipe care joacă, să vină la noi la teren, le punem puștile în mână cu vopsea, hai să Super, vedem care super. este cea mai E, bună. nu prea mai Deci, merge cu din clicul virtual, exact, și cu da. pânda. Exact, da. Și da, la fel a zis că venim și s-a terminat tot. Mai bine să stea undeva Dar într-un bar și să... sunt destuli. Noi avem locația aceasta care o avem la Constanța și o surpriză acum, nu știu dacă știai, am încropit o altă locație în sudul litoralului, acum dăm atacul și acolo în sudul litoralului, în potențial, în Mangalia mai precis, fosta fabrică ICIL care era acolo, am închiriat-o noi. Și este un gen Stalker, Cernobâl, Da, ceva frumos. Mangalia este orașul meu preferat de aici, de pe litoral. Am copilărit acolo. Așa nu sunt de acord cu politica ce s-a derulat de ceva ani încoace pe acolo. Au avut și mangalioții numai ghinioane. În schimb, a rămas un oraș cu un farmec deosebit. Și mai este un avantaj. E în apropiere de Vama Veche 2 Mai, unde, într-adevăr, e altă atmosferă. Iată, ei n-au nevoie de videoclipuri, de salvamari dintre ăștia travestiți și de fel de fel de coloane cu parașute multicolore și așa. Acolo oamenii se folosesc de mare, de plajă, așa, și iată, se Deși, vorbesc de cifre extraordinare, 15.000 de turiști da, și deși așa mai s-a departe. pervertit puțin poate Mulți. ideea în sine care era de stațiune Automat, boemă unde e distracție, frumoasă, începe acum să își boage răsună coada și factorul bumții economic. manele și da, Da. mașini scumpe și Mai mulți rar, dar pieci. oricum, lumea ok Da. vine acolo. Da, asta Da. observ și eu că totuși este o reîntinerire, o revitalizare a mișcării boeme care erau înainte. Cei care veneau cu bani de dus, nu știam cum se mai întorc, dar veneau și se simțeau bine, se distrau și stăteau Problema, asta este dezinhibați. important, se simtă Exact, bine. da. Și iată, Nu vorbesc fiți. despre un simptom, așa, pentru că voi asta constituiți, un simptom, da, al distracției. V-ați închegat aici la Năvodari pentru că ați primit ceva sprijin și Exact, da. oamenii au salutat inițiativa voastră, așa, și Exactement. după aceea spre sudul litoralului, Exact, da. pentru că nu în Constanța. Se mișcă, dar e așa, puțin zombie, Da. în virtutea inerției, ca să zic așa. Apropo de ce spuneai cu sudul litoralului, chiar acum o să începem o campanie puternică acolo, o să mediatizăm și să popularizăm acea locație, care e cunoscută de Mangalios, pentru că a fost ani de zile după timpul tristului regim, era fabrica Da, nu intrăm în prea multe detalii, să nu da? se spună că facem Da, reclamă da. și așa Nu, mai nu, nu. departe. Mă Cei refer care... ce era înainte. Și acum a rămas practic o ruină, că așa e la modă, toate fabricile au ajuns ruină. Și de ce știu despre ce e vorba? Acum încercăm să-i atragem acolo ca să putem să jucăm cu ei. Vrem să facem inclusiv o pistă alături, e o zonă acolo liberă, unde să facem un fel de gravity park, ceva de genul ăsta. Pentru cei care au skateboarduri, pentru cei care au role, pentru cei care vrem să facem concursul de graffiti, să efectiv să schimbăm toată fața la toată ruina aceea, să o facem colorată. Avem multe, multe în plan. Să sperăm că feedback-ul o să fie pozitiv. Da, vis-a-vis de ruine, ce pot să spun, cu tot vorbeam de sud, să nu credeți că l-au tot sudul, pentru că am fost ultima dată, în weekend, acum am trecut prin Costinești și Doamne, deci m-am speriat ce e acolo. Și o șandrama orientală, acolo, acoperit de Mătase broaște? cartoane, A apărut? de... Nu mă refer la aspect, Da. șantier, deci oamenii ăștia n-au niciun fel de respect față de turiști. După 1 mai trebuia ca litoralul să fie curat, frumos, oamenii să vină civilizați. Noi deja ne raportăm doar la turismul de weekend. Exact, da. Da, dar mai sperăm să mai vină și ceva străin pe la noi sau. Ai Da. fost în Mamaia recent? Sincer, trec în fiecare zi pe acolo. Nu, prin stațiune efectiv, pe unde era faleza și care este în reconstrucție veșnică.
Da, și am fost cu fratele meu, s-a întors din străinătățuri să-și revadă locurile natale și hai să vedem mama aia. Hai să mergem. Am fost acum 2 zile și până și acolo, deci nu, totul e în construcție, absolut totul. Și trebuie să faci slalom printre grămezi de moloz, printre, să fii atent la gropi, mai ales că toată faleza aia, în proporție de 80%, nu e luminată. Deci trebuie să fii foarte atent pe unde calci pe acolo. Pentru că... Și cum e, construcțiile astea, nu știu de Da. ce trebuie să înceapă neapărat în perioada Nu, sezonului. eu am un În prieten fine, absolut. norvegian și mai râdem de chestia asta, stă de foarte mult timp în România și zice vis-a-vis de noi românii nu suntem obișnuiți să construim, să facem ceva, să asfaltăm, să facem iarna sau când plouă, că zicem că nu merge. Și el mi-a zis așa, eu vin din aproape de țara lui Moș Crăciun, zice, la noi tot timpul e zăpadă acolo. Da. Noi oarecum asfaltăm și cum punem betoane pe ploaie și la noi țin, zice, nu Da, avem... s-au pus acum niște Da. poduri dintre E astea, o știi? întrebare bună, nu? Da, De ce corect, sus sau asfaltul nu? lor ține, al nostru nu ține? Al Da. nostru, dacă a nins puțin mai tare, s-a dus tot Pentru că al nostru e asfaltul. mai scump, îți spun eu. Și prost. Da, în schimb am făcut așa niște chestii supraetajate pe acolo, să trecem dinspre lac înspre mare, de parcă am avea foarte multe chestii de vizitat. Nu există piste de biciclete. Da, am rămas trist când am văzut că ei ziceau, au lăudat că cu pistă de biciclete, cu asta și noi fiind gata, perfect, avem acum drum, nu mai mergem să stăm cu grijă pe stradă, mergem pistă de biciclete. Unde e pista de biciclete? Că nu se vede. Ok, pistele ca pistele, dar problema este de orientare la un moment dat. Au făcut colegii mei o știre, s-au dus pe la câțiva tinerei care au ajuns în gară, pe urmă au mai luat interviul unui străin. Dom'le, cum vă descurcați cu orientarea pe aici? Jale, jale. Și bine, acum să nu fiu rău, nu este o situație care este specifică doar Constanței. Și când vrei să nimerești Bucureștiul sau un oraș mare, Da. avem probleme Din păcate, cu da. aceste indicatoare. Da, nu mai vorbesc în Constanța, unde trebuia să găsim peste tot fel de La noi fel în oraș ai văzut ce indicatoare frumoase avem aici în Năvodari, îți arată fiecare stradă, sunt luminoase. de. Dar acum avem și autobuze supraetajate, Da. copaci nu mai avem, deci nu avem cum să ne retezăm capul. Mergem cu ele. Așa, bun. Dragi spectatori, iată, mai răsar din când în când anumite inițiative frumoase, alternative de distracție. Putem să profităm de aceste firme care au apărut, de scufundări. Eu sunt pasionat de diving, am făcut cursuri în armată, am rămas pe veci legat de respect față de ce înseamnă scafandreria și de ce înseamnă marea. Marea este în sufletul meu. Este o senzație unică, nu pot să o compar cu nimic. Deci atunci când cobor în mare, simt că efectiv tot ce Așa este, este da. rău, tot ce este stres, tot ce este negativ, rămâne undeva departe. Și mă identific, mă las absorbit de acel peisaj, de acel univers subacvatic extraordinar. Eu Este o cred senzație eu incredibilă. cred că se leagă, având în vedere că și eu sunt scafandru militar, având în vedere de chestia asta, eu cred că se leagă veșnica senzație de plutire, de zbor pe care o avem noi oamenii și ne dorim să zburăm. Ei, acolo sub apă, efectiv zbori. Și Da. e ceva frumos. Și liniștea, Nu într-adevăr, rămâne în noi care... decât ceea ce este frumos. Simte, Da, de prima dată da. când ne-am cunoscut, eram aici, la început, la Litoral TV, ne-am cunoscut în fața scrisului, după ceas, după insigne, hai, ești scafandru, unde ai Da, făcut, da, cu da, cine, îl da. știi pe X, îl știi pe Da. Y. Da. Suntem o comunitate mică a scafandrilor, Așa ca să este. zic Și ne așa. respectăm între noi, pentru că Da. aici, știi, e și acest slogan, dacă ar fi ușor, oricine ar... Oricine ar putea să facă, Exact. da. Da. Dacă... Întreabă Zuli, de ce să recomandăm paintball-ul? Pentru că Draga mea aș colegă, putea Zuli să Mustafa. spun, acum nu vreau să sune puțin așa ciudat, dar eu cred că, nu știu, de când e lumea și pământul, băieței, copiii, mă refer băieței, s-au jucat cu arme, cu ceva. Au făcut dintr-o cracă, au făcut el un pistol și au făcut ei un pistol, s-au alergat pe acolo, pac, 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 pac. E o chestie în natura noastră, nu știu de ce și Ziceți Zuli cum. și fetele, ia să vii tu, Da, că acum și... sâmbătă facem concurs între Hai redacții să Zuli și mă rămâi bazez pe deci, tine. nu, are dreptate, o să rămâi uimit. Deci, când am avut echipe de fete sau care au fost în componența lor, au fost și fete, deci au fost foarte războinice. Nu știu, ca și cum, iar eu sunt foarte impresionat la modul plăcut, că nu se plângeau de lovituri, mai mult se plângeau băieții. Era incredibil de lovitura bilei de vopsea. Și de asta zic că fetele cu păpușile, băieții cu pac-pac cu pistolașe. Noi avem în noi chestia asta, degeaba încercăm noi să o negăm, să o ascundem, să o băgăm sub preș, dar eu avem în natura noastră de a fi mereu teritoriale, așa ca să zic cumva, și puțin nu agresiv, dar să ne apărăm noi ceva.
Da, iar bărbaților le place să tragă, da, fetelor exact, să da, mai lasă lovită din când în când. Și automat vii și ai ocazia să folosești niște arme, niște replici care funcționează pe aer comprimat și cu bile de 18 mm de vopsea. Deci e un sentiment. Una este vorba ta, cum stai pe calculator și miști mouse-ul și dai din săgeți pe personaj virtual și trece glonțul pe la urechi și nu e nicio problemă. Și alta e când... Și a plus desen de caracterul omului. Sunt unii mai pândari, alții mai kamikaze. Și atunci camper, le spunem, camper, care stau ascunși după tot jocul. Eu ca la cartă, pândari. Da, da. E, și în momentul în care trece bila aia cu vreo 100 de metri pe secundă pe la ureche, deja atunci se schimbă treaba. Și mai mult, putem să învățăm și multe chestii vis-a-vis de cum să ne deplasăm în teren, exact, cum să ținem o armă, cum să lucrăm în echipă. Exact, comunicarea, foarte important. Cum să ne asigurăm ajung, acolo ies la iveală lideri. Exact. Pentru că automat cineva, la un moment dat, se va crea un lider, iar ceilalți îl vor susține sau nu, sau îl vor accepta sau nu. Deci e ceva senzațional. Am văzut cu ochii mei că eu particip de cel mai multe ori când merg acolo și ca arbitru în principiu, că jocul este în cele mai stricte condiții de securitate. Adică nimeni să nu... Că au existat la un moment dat folclorul, că vai, că bilele alea, că te dor, că... Nu e o durere, ești din comun până la urmă. Da. Lideri. I'm a winner. Vă așteptăm. Bun. Dragi telespectatori, urmează o scurtă pauză de publicitate. Îi mulțumesc lui Nico Ababei. Ne revedem pe terenul de sport, de paintball. Revenim în partea a doua a emisiunii să discutăm despre PAC. Am revenit, dragi telespectatori, și am plăcerea să am alături de mine pe Lăcrămioara Zăbavă, profesor de limba și literatura română, aici la Năvodari, la Liceul Lazare Deleanu. Suntem vecini, curte în curte. Aproape, da. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, vorbim despre examenul la limba română. Proba orală. Proba orală, da? Competențele lingvistice de comunicare orală, în limba română, e adevărat. Colegii mei au realizat și o știre. Haideți să urmărim prima dată, ca după aceea să o comentăm. Sigur. Da. Da, între timp o pregătesc, dragii mei colegi din regie. Vom discuta și despre cei de la televiziune naționale vorbesc despre o rată mare a absenteismului. Am zis că Năvodar n-au fost probleme. Nu în sensul acesta. Nu. Nu. Da? Nu am o statistică foarte concretă, foarte clară, dar în mod cert marea parte a elevilor noștri s-a prezentat la examen. Cum vi s-a părut anul acesta? Care a fost nivelul? Mai ușor? Mai ușoare decât anul trecut. Da. Presupun că s-a avut în vedere gradul de promovabilitate de anul trecut și nivelul de dificultate a scăzut vizibil, tocmai pentru a permite elevilor să treacă mai ușor peste această primă probă. Și mă aștept la același rezultat și la proba scrisă. Sunteți optimistă? Evident, da, sunt optimistă. Adică în elevilor mi s-a părut la fel de... Sunt foarte relaxați, ceea ce e în regulă, până la un punct. Ia să vedem cât de relaxați sunt elevii noștri. Absolvenții de liceu se află în fața celui mai important examen al vieților. Chiar și așa, nu sunt mulți cei care au pus mâna pe cartă și s-au pregătit temeinic. Pentru unii dintre elevi, examenul de bacalaureat seamănă mai mult cu o glumă. Notele nu mai au nicio relevanță, important este doar să promoveze. O grămadă mi-a picat. Să mor dacă tu vă mint. Și ce ai făcut? Din dilema veche mi-a picat. Așa, și ce ai făcut? Cum te-ai descurtat? Foarte bine m-am descurtat. Crezi că vei lua examenul de BAC? Tu acum sună. Îți premia tu clasei. Te-ai pregătit în primul rând? Nu. Da, m-am pregătit puțin. De ce nu-i spun? Și ce sper de la examenul ăsta? Ce notă vrei să iei și unde vrei să mergi mai departe? Păi... UMC. Măcar să-l iau, atât. Și după aia mai vedem. Și alții le recunosc că nu s-au pregătit, dar măcar au un motiv. Nu cred că vor lua bacalaureatul. Astfel au decis să facă act de prezență și poate îi ajută o minune. Te-ai pregătit pentru acest examen oral sau? Sincer, nu prea, dar am încercat. Păi nu m-am pregătit. Acum, nu știu cum să zic. Vine așa, să văd cum e, că mi-au zis colegii că e ușor și... Dar eu am mâine, nu am astăzi. Și... Ce speranțe ai de la examen dacă nu te-ai pregătit deloc? Eu am venit doar așa, că știu că nu iau bacul, dar... Cu toate că știau că pot intra mai devreme în sala de examen, elevii nu și-au bătut capul. Au preferat să fumeze împreună cu colegii sau să facă parada modei în incinta unității de învățământ. Au fost și unii care au crezut că pot trece de regulament și au vrut să intre cu telefonul mobil în sala de examen. Voi de la ce clase sunteți? Am ieșit, am terminat. Și nu mai e nimeni care... Ba, mai sunt. Dar să sun eu pe chiloc. Păi anunțați-vă.
Deci nu pot să te las pe regulamentul fără. Deci pot să pierzi examenul. Vestimentația a fost o altă problemă care le-a dat bătăi de cap celor care susțin în această perioadă examenul de bacalaureat. În fața camerei de filmat, elevul și-a schimbat atitudinea. Păi da, trebuie să fim mai adecvați, mai îmbrăcați altfel. Bine, că eu am venit de la muncă acum. O să vii la examen altfel îmbrăcat? Vă dați seama. Prima probă din cadrul examenului de bacalaureat, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, se desfășoară în perioada 10-12 iunie. Pentru evitarea incidentelor la nivel național au fost mobilizați peste 3.000 de polițiști, care urmează să patruleze în zona unităților de învățământ și a centrelor de corectare. Am revenit, am urmărit atitudinea elevilor, mă bucur pentru ei, sunt foarte relaxați, se pare că nu prea încearcă stresul pe care l-am trăit noi. Da, cu siguranță nu, cu siguranță nu. De altfel, atitudinea asta am putut observa încă din perioada simulărilor. Nu am remarcat la ei acea încrâncenare, nu neapărat încrâncenare, acea dorință de a se prezenta la un nivel corespunzător. Nici de cum. Au privit superficial examenul scris, lucru care s-a văzut și din rezultatele obținute, catastrofale, din păcate. Aceeași atitudine o regăsim și acum, deci este o stare de a fi firească pentru ei, din păcate. Care ar fi cauza acestei atitudini? Cred că sunt mai mulți factori care duc către un asemenea efect, da? Acest teribilism. În primul rând, trebuie să vă spun că și dumneavoastră mass media poate a jucat un rol destul de important în cultivarea unui anumit nivel de educație. În ceea ce privește calitatea, lasă foarte mult de dorit. Bine, până la mass media, acele modele, mă refer la acele modele. Construcția care ar trebui să fie solidă din familie și apoi din școală. Evident, părinții joacă un rol fundamental chiar și acum, la vârsta adolescenței. Sunt foarte puțini părinții care măcar acum, la finalul ciclului liceal, au venit să se intereseze în legătură cu elevilor, cu elevii noștri, foarte puțin. Doar vorbim doar despre acele cazuri extreme, copii care sunt foarte buni, da, și părinții au venit pentru a li se reconfirma acest lucru, sau copii care erau în stare de corigență și căutau cumva să ne sensibilizeze și să ne determine să-i trecem. Doamna premieră Zăbavă, încerc să fac niște speculații. Eu mă gândesc cu groază la viitor. Mă gândesc cu groază la viitor pentru că, până la urmă, tineretul este viitorul acestei țări. În contextul în care această șleactă de șarlatani care definește clasa politică, da, ne-a distrus orice fel de relație cu valorile naționale, cu valorile morale, cu valorile religioase, atât timp cât nu mai avem niciun fel de sentiment de apartenență. Da. Această stare de haos se reflectă și în sufletele acestor tineri. Sunt debusolați, sunt dezorientați. Vorbim de Năvodari, un fost oraș industrial. Da? Da, ca multe altele din țară. Da. Iată, și a revenit cât de cât în ultimii ani. Dar ce perspective au ei să lucreze aici? Către ce se îndreaptă ei? Eu fac un pariu că dacă mă duc acum în curtea unei școli, acești tineri nu știu încotro să se îndrepte. Mulți se gândesc să emigreze. Asta vreau să spun. Mulți lucrează încă de la o vârstă fragedă, da, de pe zi pe alta și se confruntă cu munca la negru, cu disprețul, cu promiscuitatea. Și, așa, da, este. Da, e adevărat. Majoritatea, într-adevăr, optează pentru plecarea în afară. Și nu pentru a studia în afară, ci pentru a munci. Pentru a, știu eu, a pentru face a supraviețui. Pentru a supraviețui, da, da. Asta este motivul pentru că aici final. Nu au cum să supraviețuiască. Sigur, sigur. Nu au cum să supraviețuiască în România, pentru că nu au aici locuri de muncă. Da, da. Nu au un viitor.
nu au absolut nimic. Unde să se ducă? Dacă se duc la forțele de muncă, vor da peste niște panouri goale. Bun. Dar nici spiritul acesta, iertați-mă, nici spiritul acesta autoinstructiv totuși lipsește cu desăvârșire în cazul lor, pentru că ar trebui să facă ceva să schimbe realitatea asta. Da? Învățând, da? Dacă ești foarte bun în ceea ce faci și lupți să ajungi acolo la un nivel înalt, nimeni nu te poate da la o parte până la urmă. Bun, pentru că vorbim de luptă, trebuie să vorbim și de modelul pe care îl oferă profesorii. Da, e adevărat. Profesorii sigur. Trebuie să motiveze. Eu am fost un elev rebel. O spun acum și cu mândrie și sunt segmente în care o spun fără mândrie și segmente în care o spun cu mândrie. Da, depinde pentru de că, situație. O spun cu mândrie pentru că am fost autodidact și am știut să îmi ghidez pașii. Am fost rebel și mă uitam la un moment dat la timp și un profesor care mi se părea plictisitor sau neinteresant, care nu mă câștiga pe materia respectivă, preferam să înlocuiesc acea perioadă citind sau lecturând altceva sau în fine. Bun. Mă gândesc și la acești tineri. Profesorii sunt extrem de prost plătiți, au niște salarii de mizerie. Da. De-abia își pot duce zile de pe de pe o lună pe alta. Asta este realitatea. Sunt niște supraviețuitori, în păcate. Sunt. Și trăiesc la nivelul subzistenței. E adevărat. Și vorbim și despre familii de profesori. Și despre familii de profesori. Familii în care ambii, da, stâlpi ai familiei respective, deci lucrează în învățământ. Vă dați seama că e o situație jalnică, din păcate. Acești oameni, acești dascăli, acești profesori, trebuie să le creeze valori, trebuie să le creeze o busolă, puncte cardinale, da, în viață. Da. Cum se mai pot impune la un moment dat când e cazul sau cum pot câștiga respectul dacă un elev se uită la un profesor și vede un om care și-a petrecut jumătate din viață pe băncile școlii și care ajunge să fie umilit de stat, ajunge să fie umilit de colegii de clasă și de societate. Vedeți dumneavoastră, se reflectă și în notele de la BAC această atitudine. Atitudine? La ce vă referi? La ce fel de mă refer la faptul că intelectualii sunt condamnați în această țară și tinerii nu mai sunt stimulați nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere material să se orienteze către carte, ci doar să nu absolutizăm totul. Se întâmplă și excepții. Învățământul de calitate este totuși stimulat, credeți-mă. Da, e adevărat, profesorii sunt umiliți din punct de vedere financiar, da, suntem jigniți, da, dreptul. Dar contează foarte mult și atitudinea pe care noi o avem, credeți-mă. Respectul se câștigă. Exact. Respectul se câștigă, da. Și poți face lucrul acesta și dacă nu ai un salariu de, nu știu câte, zeci de milioane. Unii reușesc, alții nu. Da, totul depinde până la urmă de structura ta interioară. Și vorbim și apoi și de pasiunea pentru care tu ai devenit profesor. Nu poți să uiți, nu poți să uiți. Și odată ce ești prins acolo în contextul clasei, uiți problemele financiare, copleșitoare, din viața de zi cu zi. Acolo te prinzi cu elevii, discuți pe diferite teme, le stimulezi creativitatea, este cu totul altceva. Da, nu. De ce am adus această problemă financiară? Pentru a sublinia, pe de o parte, o realitate cruntă, care împarte profesorii în două categorii. Cei care fac din acest drum o carieră vocațională, exact, da? Pentru că numai pasiunea. Da. Pe de altă parte, cei care aleg această cale din absența altei opțiuni. Și se reflectă în aceste note. Da? Văd aceste perle de la BAC. Da. Toți râd de enormitățile pe care le scot acei copii. Dar pe mine mă întristează. E ca și într-o comedie, să știți. Comediile sunt scrise pentru a fi jucate pe scenă și pentru a ne vedea acolo pe scenă pe noi înșine. Noi râdem de noi. Da? Nu râdem de acele personaje, acele caractere. Acele caractere suntem noi, de fapt. Da. Deci se râde de acele perle, dar, din păcate, reflectă un nivel foarte scăzut de cunoștință al multor, nu spun al majorității, aș exagera pentru că avem și copii buni, al multor dintre copiii noștri. E adevărat. Revin cu o întrebare. Vă rog. Cum vedeți viitorul? Cum vedeți viitorul acestor tineri în condițiile în care nivelul lor de pregătire este așa cum... Viitorul acestor tineri, cei pe care i-am văzut mai devreme în reportajul dumneavoastră,
O, Doamne, dar nu deloc aureolat, clar nu. Este un viitor sumbru pe care ei nu-l conștientizează, din păcate. O vor face mai târziu, sper să nu fie prea târziu și pentru ei. Adică să fie într-un moment când se mai poate remedia câte ceva. Să nu fie tardiv, da? Da. Și să, da. Dacă n-au învățat la timp, viața învață din greșeli. Da, da. Da, pe mulți dintre aceștia, nu știu, mai curând loviturile acelea cu capul de pragul de sus îi vor învăța câte ceva, decât dacă stai să le explici că nu este bine și degeaba încerci să cauți, să-i determini să înțeleagă ceva, ei parcă sunt setați, parcă sunt anesteziați. Privesc totul cu prea multă ușurință. Poate și pe undeva părinții își au culpa lor pentru că le-au oferit prea multe, da? Sau poate, știu eu, promisiunile făcute de cine știe ce cunoștință aflate prin străinătate, cum că ar putea să meargă acolo și să ducă o viață. Am vorbit despre acești tineri. Bun, da. Acum să extindem puțin discuția la un mult mai general. Realitatea, da. Cum va afecta până la urmă societatea noastră? Realitatea pe care o vedem în această zi. Din perspectiva acestor tineri. Din perspectiva, da? Acestor examene și a rezultatelor. Da. Din perspectiva absenteismului, din perspectiva nivelului scăzut de pregătire. Nu e o realitate solară, clar, da. Nu e una optimistă. Pentru că acești copii pur și simplu nu vor să învețe și dacă vor considera că examenul de bacalaureat a fost greu, vor face lucrul acesta fără să-și asume greșeala de a nu fi învățat. Totul, de fapt, se rezumă la acest lucru. Să conștientizezi necesitatea învățării pentru a putea ajunge undeva. Ați desfășurat și ore suplimentare? Sigur, pentru clasele finale, da. Și au manifestat, da, interes? Au venit la aceste ore suplimentare? Parțial. Da. Ce, da, să înțelegem prin parțial? Un procent de 25%. Foarte este puțin, mult spus. Foarte e puțin. Mult spus, așa. Da, da. Foarte puțin, într-adevăr. Și cazuri deci, de elevi care, da, au fost dați afară? De la această probă? De la această probă a competențelor, da, orale? Nu. Nu, nu, avut nu aici, n-am nu. Avut. Aici în Avodar, nu. Da. Da, perle? Da, nimic notabil. Da? Doar că, iată, mai fac încă confuzii între diferite tipuri de discurs, argumentativ, informativ, narativ, da, le mai confundă. Îi învăț și la curs un prim indiciu al interpretării și al încadrării textului respectiv într-un anumit tip. Mi-l oferă chiar titlul. Și deși îi trimiteam chiar și acum, în cadrul evaluării, la titlu, titlul care făcea trimitere de asemenea către o publicație, ei nu știu să încadreze fragmentul respectiv în textul publicistic. Nu se dumireau. Da, deci iarăși ne cantonăm în acea superficialitate. Da, să vorbim și despre lecturile lor? Da. Ce bine ar fi fost să putem vorbi despre lecturile lor în cazul în care acestea ar fi existat. Este vizibilă lipsa unei lecturi curente. Nu. Nu citesc și o fac parcă cu ostentație, cu încăpățânare. Nu vor să citească pentru că li se pare, presupun, așa, o cum modalitate... către lectură. Dumneavoastră. Da. Vin cu cărți la clasă. Doar așa îi pot apropia de cărți. Și mai ales dacă facem și joc de roluri, se prind în joc. Da. Mulți pun problema, nu e mai simplu să mă uit la un film? E foarte adevărat. Foarte mulți m-au întrebat de ce trebuie să citim. Haideți să vizionăm. De ce trebuie să citească o carte? Pentru că realitatea regăsit acolo, în filele cărții, este cu totul diferită față de realitatea pe care o prezintă un scenarist, un regizor. E cu totul altceva. Vorbim despre adaptări, nu despre transpuneri concrete, efective, ale cărților. Nu, sunt adaptări. Este felul de a vedea, de a percepe cartea respectivă, regizorul, scenaristul respectiv. E cu totul altceva. E un alt fel de a interpreta lucrurile. Al stimulării creativității, da, al implicării mentale,
Care ar fi diferența între un film și o carte? Aici devin complementare de acele două arte. Arta de a scrie și arta cinematografică. Chiar pot spune că filmul poate contribui major la asta, pentru că, într-adevăr, un joc reușit al actorilor îi poate ajuta pe receptori să capteze mesajul corect, da, cel vizat de scriitor. E foarte adevărat și asta. Da. Deci, până la urmă, pot să fie complementare. O carte, însă, îi va îmbogăți categoric limbajul unui categoric, tână, sigur că da. Film. Lucru care nu se observă, din păcate. Au un limbaj lacunar. Vorbesc agramat, da, din păcate. Înscris, da, săvârșesc foarte multe greșeli de exprimare. Da. Da, e o realitate cu care ne confruntăm, pe care încercăm să o eludăm. O metodă pe care eu o folosesc este acea ultimă oră de literatură dintr-o săptămână, când elevii mei au de realizat un eseu liber, pe o temă generală, de obicei pe marginea unui citat, unei cugetări celebre. Și elevii astfel sunt puși în situația de a-și exprima punctul de vedere și de a folosi un limbaj cât de cât elevat. Mă uit acum pe o probă la examenul de bacalaureat. Așa, da? Probă la orală. Limba și literatura română. Da. Despre ce au scris acești tineri? Haideți să ne referim la subiectul al treilea, de la simular, la da. Ion. Da? Unii dintre ei depinde de profil. A avut, de pildă, de caracterizat un personaj dintr-un roman studiat, un roman semnat de Liviu Rebrean. Bineînțeles că cel mai la îndemână, nu, era Ion. Ar fi fost și alte romane, dar Ion se studiază cu precădere. Ei bine, ce aveau de făcut era să realizeze portretul protagonistului, da, personajului eponim. Nu au putut să facă lucrul acesta decât în linii sumare, da? Și să reinventeze, de fapt, scenariul cărții. Au inventat niște scene narrative în care personajul comitea alte fapte decât cele care apar, de fapt, în roman. Bun, sunt creativi. Să rămânem pe foaia de examen, da? Da. Pentru că, deși este un examen oral, se pregătesc temeinic pe acele ciurne, pe foaia de examen. Da, da, da. Da? Da. Așa, și să trecem la o probă mai simplă, la primul punct, de exemplu, da. La sinonime. Da, da, da. Au existat aici probleme și aici? Sinonime, da? Potrivite pentru sensul din text al cuvintelor licărește și singur. Da, 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 da. Majoritatea, să știți că se descurcă la capitolul acesta. Foarte mult îi ajută contextul. Da. Revin asupra acelui fragment reprodus și recitind contextul, își pot da seama cu ce ar putea să fie înlocuit cuvântul respectiv. Deci, subiectul acesta, de obicei... Să fim măcar optimiști, măcar la acest punct. Deci, marea da, majoritate măcar, s-au descurcat la acest punct. Da, da, da. Sigur, la primul subiect, care cumulează nouă subpuncte, da, majoritatea se descurcă totuși. Problema intervine la subiectul al treilea, care are un nivel de complexitate mai mare. E vorba de acel eseu structurat. Da? Și la subiectul al doilea, unde au de realizat un text argumentativ care are o structură aparte și pe care trebuie să o respecte și în cadrul căruia trebuie să-și expună și punctul de vedere. În încheiere, ce putem spune? Că, indiferent de calea pe care vor apuca acești tineri, cultura, da? Lecturile îi va ajuta foarte mult în viață, le va deschide orizontul, îi va ajuta să se adapteze într-o societate care devine din ce în ce mai dură și mai selectivă. Cu siguranță, cu siguranță. Vedeți, pot spune că primii ani de viață, o să sună clișeic, dar primii ani de viață contează fundamental pentru formarea, structurarea individului de mai târziu.
noi ca părinți, și eu sunt părinte la rândul meu, și sigur că și eu am un program destul de încărcat, ar trebui, cum spuneam, noi ca părinți, în pofida preocupărilor zilnice, să ne facem timp, să le oferim modele copiilor noștri, nu să le impunem, ia cartea asta și citește-o, pentru că nu așa vom avea rezultate bune cu ei, ci la rândul nostru să ne facem timp să citim ceva și ei văzându-ne ne vor imita, da, retrăgându-se acolo în camera lor și vor descoperi o altă realitate, care odată dezvăluită, cu siguranță îi va capta și se vor schimba, cu siguranță. Da. Emisiunea s-a apropiat de final. Îi mulțumesc invitatei mele, Locrămioara Zăbavă, profesoară la Liceul Lazar Edeleanu. Le urăm succes tinerilor și să ia în serios aceste probe, care până la urmă sunt doar un mic pas, dar foarte important pentru ceea ce va urma greu în viață. Dragi telespectatori, vă doresc în continuare o seară binecuvântată. La revedere! La revedere! Mulțumesc pentru invitație!